Eram și adresat, am văzut-o ca să o vedeți. Domnul președinte, dacă sunteți de acord să spuneți la vot procesul verbal numărul 14. Sigur, supunem la vot procesul verbal numărul 14, a cărei ședinte din data de 5 octombrie. Da. Cine este pentru? Mulțumim. Mulțumim. Procesul verbal numărul 15 se referă la alegerea celor de reprezentanți în comisia de evaluare oral, interviu la școala numărul 1 și școala numărul 2, domnul Cojanu la școala numărul 1 și domnul Răzut la școala numărul 2. Exact. Supunem la vot acest proces verbal numărul 15, a președinte din 28 octombrie. Cine este pentru? Mulțumim. Procesul verbal numărul 16. Este vorba de acea solicitare a ADI Apă Canal și a, despre finanțarea pentru depunerea unui proiect pe programul aniversarii. Da. Ședință online, scrisul WhatsApp va fi atașat. Aici domnul Cojanu a avut observație să scrie un proces verbal și motivul de pe care vă scrie. Și punem la vot și acest proces numărul 16, a președinte din noiembrie 2025. Pentru? Ok, mergem mai departe cu ordinea de zi. Da? Citim un proiect. Ok. Adică citim un proiect. Da, și până o să pună la urmă. Ok. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economice și a celor de finanțare pentru programul național de investiții Angel-Sanimului, ai obiectivului de investiție, modernizare, poate colectare de exploatare, scala modernizarului, comuna de operări și de schimbă. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economice și a celor de finanțare pentru programul național de investiții Angel-Sanimului, ai obiectivului de investiție, lucrări, angajare, agenția de canalizare fluvială, pe scala modernizarului, comuna de operări și de schimbă. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economice a celei de finanțare pentru programul național de investiții Angel-Sanimului, ai obiectivului de investiție, lucrări, angajare, canalizare, fluvială pe strada George Coșbuc, strada Ana Ipotescu, strada Sondaj Giurgiu Constantin și strada 1148, comuna Dobrogei și Decizie. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economice a celei de finanțare pentru programul național de investiții Angel-Sanimului, ai obiectivului de investiție, lucrări, angajare, secția de canalizare fluvială pe strada Balanței, comuna Dobrești de Schimbă. Și punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economici și cele de finanțare pentru programul național de investiții Angel-Sanimului, ai obiectivul lui de investiție, modernizare, față ca lăsatul de DE42, comuna Dobrești de Schimbă. Ok, până la vot, ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumim. Bun. Începem cu primul, da? Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economice a celor de finanțare pentru programul național de investiții Angel-Sanimului, ai obiectivul de investiție, modernizare, parte salariale și plătoare, strada modernizată în comuna Dobrești de Schimbă. Sunt ceva la întrebări?
până la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economice și a cererii de finanțare pentru Programul Național de Investiții al aliniei obiectivului de investiție de hotărâre amenajare, rețeare și canalizare socială pe strada modernizată în comuna Zăbrăiești și Tâlcind. Aici sunt ceva întrebări? Sau ajungem direct la vot? Continuăm? Asta e ceva de ajută? Iată? Ok. Până la vot, cine este pentru? Vali? Da? Ok, mulțumim. Punctul numărul 3. Proiectul hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economice și a cererii de finanțare pentru Programul Național de Investiții al Stabilii, al obiectivului de investiție, lucrări amenajare și canalizare socială pe strada George Turcuc, strada Ana Icotescu, strada Soldat Giurgiu Constantin și strada Miu Sopar Giurgiu, comuna Dobrogei de Zin. La fel, ceva comentarii aici? Până la vot, cine este pentru? Domnul Brăză. Mulțumim. Mulțumim. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economice și a cererii de finanțare pentru Programul Național de Investiții, Angel Stalinia, obiectivului de investiție, lucrări amenajare, rețea de canalizare socială pe strada Balanței, comuna Dobrogei de Timp. Comentarii? Mergem la vot. Mulțumim la vot. Cine este pentru? Domnul Brăduț. Mulțumim. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economici și cererii de finanțare pentru Programul Național de Investiții Angel Stalinii al obiectivului de investiție în modernizare parte carosabilă drum DE42, comuna Dobrogei de Timp. Nu a fost? Am văzut, ai fost primul mulțumim. Ce aveți cu președinte? Având în vedere că am atins toate punctele, aș dori să declar ședința închisă. Dacă mai este ceva extra, Fix 2000 de dolari. Acolo este o concentrare zona nouă mai puțin. Am ales lucrările care ar fi cele mai costisitoare, pentru că puteam, da, într-adevăr, să mergem cu 10 obiective și să pot fi nemțin. Am încercat pe acea 5 și sperăm ca tot 5 să fie și finanțat. La momentul în care am pornit, să spunem, acel drum, tot materialul ăsta ne lipsea. Cu excepția, să spunem, aveam ceva făcut pentru punctul 3, Ana Ipotescu și strădile aferente. Toate celelalte sunt făcute cât a putut de repede, iar timpul nu ne permite. Pentru Corlis, de exemplu, la anul ăsta se lucrează la fluviale și sperăm să prindem ceea ce să ne avem timp să facem primul din acum. Iar anul viitor, pe buget local, nu prinde Corlis, nu mai duce și alte obiective. Am căutat să fie cât mai, cu valori cât mai mare, astfel încât să merite Corlis. Nu cerem pentru un contract care ar avea o valoare pe care noi o putem acoperi. Dar acolo nu reprezintă o valoare foarte mare. Și dacă nu mai puteți informația asta, nu mai puteți să mai spun că... Sunt în derulare, Tricoiului 2, miercuri, mică pe Tricoiului, jumătate din Tricoiului 1, până la Balanții, DC3 se completează lucrarea cu fluviale și cu fluviale, cu gaiere referente, că fluviale nu se includ acum, dar vom avea cabinele de scurgere și raporturile apă-canal, care nu s-au făcut, o
au venit cu ce au programat să refacă. Aveți problemele de timp în Cluj. Ok. Problemele de timp în Cluj. Nu a fost și că nu mai ai cum să ne mai bați acum. Se vor face într-o etapă ulterioră, dar în calotare va fi căminele, iar lângă se va veni cu rețeaua, dar nu okay. Pentru că deja am muncit-o prea mult și nu mai sunt probleme mari și din punct de vedere al încadrării în costuri aferente anului 2008. Da, s-a început post, am încercat să îndreptăm să se poate. Rău era să nu facem nicio acordului și branșamentul. Sau să nu punem nici căminele astea. Ulterior vom veni pe margine cu lucrarea de pluviale. La Creșă s-a început lucrarea. Nu ne-a chemat să trebuie bani. Sunt foarte mari dificultăți datorită prețurilor relatorate. Toți conductorii, mulți dintre noastre poate știți, reglăm acest aspect. Acum, astăzi am primit noile prețuri, spre exemplu, ce înseamnă bitul. Că va fi de la început, de la 1 noiembrie. Nimic nu mai corespunde cu începutul anului. Cum ai spun, dacă dăm lucrări cum este DC3A 2018, la care, indiferent ce facem, că aplici în plastic, că aplici ordonanță, am înțeles că există o lege acum, care urmează să apară, să corecteze și să permită renegocierea contractelor. Nu știu cum se vor face. Asta sunt greu. Urmează să se facă licitația de la Caimpului. Am reușit să, în sfârșit și în final, să obținem acele amplasamente unde se există transformatorul pentru a fi dotat. Trebuie să facem o demolare a unui gard amplasat abuzit. Urmează drumul fermei ca să completăm circuitul acela al tricoiului pe jarului drumul fermei. Nu vedea așa. Ce mă rezervă din tot. Alte întrebări? Avem o problemă. Vreau să le mai multe, da. Asta nu mergea prinsă pe jarul lui. Continuăm la aia. Prins blocurile care sunt acolo și vrei ceva în funcție. Știu ce se mai întâmplă acum. Ce anume? Deja nu-i. Păi asta am întrebat și vreau. Ai făcut ceva? Prins blocurile că alea sunt acolo și vreau ceva. Deci încă când nu am avut posibilitatea să prind și balanțe intră și. Dar nu am avut în acest moment decât să facem. Trebuia să ne dezvolt acolo unde noi investim, dar măveritarului nu putea fi dată la o parte, trebuia pluviale. Corect. Da, face legătura între Dobroiești și Pantelimon. Ana Ipotescu, tot ceea ce înseamnă pachetul ăsta, era deja, l-am avut și în buget, n-am avut finanțare, deja îl scosesem de pe lista de investiții de anul acesta și căutam o soluție, a venit în momentul ăsta. Pe balanței, dacă facem trifoiului balanței, segmentul asfaltat nu are, pentru că s-a asfaltat fără canalizare și atunci am introdus balanței, să ne ducem capsul de la început, de la intrarea nucului până la gara Pantelimon și de 4-2 a fost ca să completăm Victor Dumitrescu. Toate sunt legate, n-au fost alese la întâmplare. Da, era bună și asta, dar se dezvoltă mult mai repede. Pragul este de undeva la 9 milioane, 10 milioane, dacă nu așa. 10 milioane. Da? Noi ne-am oprit la 9.200.000 deocamdată. Vom vedea pe parcurs, măcar să fie finanțate toate acestea, ca să știu, dacă va mai intra o etapă a doua de redistribuire a unor fonduri de masă în altă parte, vom vedea asta. Nu, asta a fost o diferență.
Deci de asta am ales balanțe, că sunt urmați pe telefonii, deci telefonii în următoare 4 nu are un trafic, poate celelalte plăi justificate. Măgăritarului e un trafic nebun, de plăci partea de bun. Se justifică intervenția în zonă, altceva nu așa. Subiectul, sau cele 5 puncte prezente, atributul face subiectul unei ședințe online. Dar nu știu, poate mă gândeam că vă doriți să dezbatem și atunci s-a fost motivul pentru care n-am făcut online. Dacă mai avem similar, propunerea mea este ca astfel de ședințe să le facem online. Spuneam că există o problemă. Vreau să vedem cum o fie legătura mărului Caisului. Da, mărului Caisului se face pus pentru expropriere. Deci se face da. Pentru era timp, mult timp în urmă, luat în calcul să-i cumpărăm terenul. Am plecat pe direcția asta, o face... E trecut. Da. Lucru bun, pentru că deja sunt câteva zeci de familii acolo și dacă se închide chestia... A existat, chiar săptămâna trecută, a venit cineva, că vrea să construiască și dacă drumul acela s-ar putea să nu se mai facă, doar să se facă într-un sens și bineînțeles că n-ai lucrat. Posibilitatea, dublu sens, 9 metri. Va fi o stradă principală, probabil că va circula și un mijloc de transport când va pe acolo. Da, sau un microbus. Altceva? Luați în calcul și expropierea bucata rețeaua de tricuiri unde sunt 4 metri aia, pentru nu. Când va veni proprietarul și va dori să edifice, atunci primăria îi va impune condiții. Se va edifica pentru celălalt. Am înțeles. Și astăzi cu de mersi la o primă proprietate, nu putea vorbi de o suprafață care precedeze. Dacă omul vrea să rețină acest lucru intravenant... Asta e unul că poți să rețină, ne încurcă pe noi. Puteam să îl cumpărăm, puteam să-l folosim, rezolvam strada și mai rămânea și o suprafață de pentru alte construcții. Deci, m-aș fost să spun în situația ideală, dacă nu s-ar fi pus problema ca și ulterior să facem același lucru cu toată lumea și cu cei care se pune de bună voie etc. Adică creăm o chestie. Cei care au cedat au fost cu fraier. Nu? Mai pot le cer celorlalți să contribuie, să participe. Vorbim de milioane. De uitarului, cum face de bucare doamnă? De uitarului? La punctul 1 am văzut că este necesară o suprafață de 30 de metri din domeniul privat. Nu știu. Deci clientul... Da, probabil că va ceda proprietarul. Probabil că face expropiere. V-am explicat cum stau pe expropierele. N-am avut expropiere la DC3. Nu, dar au fost. Ce le face? Expropiere au fost la primărie, da? Expropiere? La DC3 nu s-au fost? La DC3. Deci a vrea ce cedări. Eu zic că s-a făcut expropiere, asta zic. S-a făcut când era 3 milioane de euro în fond de rezervă. Atunci, nu mai spun. Acum, din păcate. Aici e până. Ceea ce se face, se face cu bani din buget. Dacă mai facem și expropiere, dar cu bani din buget, înseamnă că facem ce putem în ordinea în care ne dobândim terenul, da? Este mult. De exemplu, ăsta, proprietarul de aici, pentru că lui se construiește peste 20 de ani, nu peste 20 de ani face strada aia. Dar nu e obligatoriu să facem bulevarde. Să facem un circuit, am făcut noul ăla, 3 metri, 4 metri. Nu e obligatoriu să facem bulevarde peste tot. Să accelerăm și așa din lucru, atunci eu ne spucăm. Un hectar de teren evaluat la 1 milion și jumătate de euro, plătește 30 de lei impozit. Cu ce ne alegem noi? Din fericire avem și noi. Deocamdată nu avem avantaje. Asta este. Aș mai avea o propunere la diversele astea. Am putea să luăm un calcul, să dăm o hotărâre de consiliu
la cei ce dețin curți și poate să-și parcheze mașina în curte, să poată fi amendați? Nu, cred că e varianta aceea. Cine parchează pe domeniul public, îl vădat. Cum? Mă dat pașima la duce. Bună și ne închiriază, dacă este un loc amenajat, corespunzător și nu se înjenește trafic, o taxă anuală. Bună și asta. Acasă în finanțăm, marcat, finanțăm în momentul acela, intră bani pe parcări, să finanțeze un proiect pentru parcări. Construiește o parcări, să spunem. Dar până atunci, am identificat cum am luat pe mine și sunt curios să vedem. La ședința următoare am spus din o propunere, am identificat o suprafață din care 1000 și ceva de metri se poate face un mic parc și în continuare un număr de locuri de parcare. Și vom face anul viitor la amenajarea respectivă, un curios cât vor veni să parte de acolo. Contractul. Da? Dacă vor fi împinși un pic de la spate, vor veni. Dacă poate, parcheze. Am dat că am devenit comod. Lăsăm mașina pe stradă, că e mai ușor decât să mai deschizi poarta să faci. Nu poți stradă, pe trotuar. Am să fac și eu o solicitare și nu se poate. Vă fie mașina atât. Ar fi bine dată să vă dumează toată lumea. Spre deputații din Ilfo, senatorii din Ilfo, sau cine poate propună o modificare legislativă în care să spună nu se vinde apartamentul fără locul de parcare. Că doar așa e o mai corect. Creșteți? Eu zic că nu ar trebui să se vândă apartamentul la ultima parte. Și cu apartamentul. Asta e, dar tot în curte. Ce? Măcar pe acum nu colo. Cumpără un apartament, are un loc de parcare, are el mașină, soția, mașină. Le intrăm în alte discuții. Să spunem să-l autorizez cu două locuri de parcare. Nu se vinde apartamentul fără acele două locuri de parcare. Care dacă n-ar fi existat, n-ar fi existat nici apartamentul. Da, sunt și curți care n-au loc de parcare, e ca să curte. Parchează pe stat. Problemele astea sunt una din... Pe da, în România. Da. În Italia am avut ocazia, nu cumperi mașină, sau îți cumperi întâi clasa, vezi unde, ce posibilități sunt de acces, de parcare, și după aceea cumperi mașină. La Londra. Și e posibil ca mașina să parcheze cu voi, nu știu. La 300 de metri, la 500 de metri. Da. Da, 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 da